În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dar văzând că vântul era împotrivă, s-a temut și a început să se afunde. Iubiți credincioși, noi cei de la malul mării ne întâlnim poate cu o mai mare bucurie cu un cuvânt care vorbește despre mare. E drept că în Evanghelia de astăzi este vorba de Marea Tiberiadei, dar marea tot mare rămâne. Iată ce ne spune Sfântul Evanghelist Matei, că într-una din zile, Mântuitorul, vrând să slobozească mulțimile care l-ascultaseră, a chemat pe ucenici și le-a spus să treacă cu corabia de cealaltă parte a mării. După ce a dat drumul mulțimilor, spune Sfântul Evanghelist Matei, Mântuitorul s-a dus în munte ca să se roage. Între timp, corabia a ajuns la mijlocul mării și deodată s-a stârnit vântul, s-au ridicat valurile și s-au speriat ucenicii. Mântuitorul însă s-a grăbit să vină la ei pe apă și l-au văzut de departe și l-au recunoscut. Și atunci, văzând că vântul este așa de puternic, li s-a părut că este o nălucă, dar el a strigat către ei, îndrăzniți, nu vă temeți, eu sunt. Și atunci Petru, fiind cel mai bătrân și luând cuvântul, a spus, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Și Mântuitorul a spus, vino. Și a coborât din corabie Petru și a mers către Mântuitorul, dar în momentul în care a văzut că vântul era împotrivă și valurile erau ridicate, s-a temut și a început să se scufunde. Și atunci a strigat, Doamne, scapă-mă! Iisus l-a luat de mână și l-a suit în corabie și a spus, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Iubiți credincioși, iată că putem să vorbim aici despre credință, cât e ea de multă sau de puțină. Să ne aducem aminte că și atunci când tatăl a venit cu un copil să-l vindece, Mântuitorul a spus, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Ce înseamnă această proporție între credință și necredință? Putem să vorbim despre faptul că îi cerem lui Dumnezeu anumite lucruri pe care nu neapărat că nu e nevoie să îi le cerem, nu neapărat că nici nu trebuie să le cerem, dar în momentul în care le primim, parcă ne lepădăm de totul și nu știm să primim ceea ce ne-a dat Dumnezeu, ca oarecând cel care a primit o recoltă atât de bogată încât s-a gândit, acestea voi face, voi dărâma ambarele mele și mai mari le voi zidi. Ei, însă astăzi vreau să mă opresc la câteva lucruri care vorbesc despre puterea credinței și puterea pe care Dumnezeu a dat-o omului. Ați auzit și din Pateric explicații vis-a-vis de credință, și anume știm de la Mântuitorul că dacă vom avea o credință cât un grăunte de muștar, vom zice muntele acestuia, ridică și te aruncă în mare și el se va ridica. Și știți că era un părinte care nu putea să înțeleagă acest lucru și s-a dus la un duhovnic mai mare în pustie și l-a rugat să-i explice și a spus, dar ce e așa de greu? Uite, de exemplu, avem muntele ăsta în față și zici, munte, mută-te în mare. Și deodată a început muntele să se miște și el s-a încruntat și a zis, munte, nu cu tine vorbeam, cu fratele. Sunt lucruri adevărate. Sunt temeiuri că tot ceea ce ne dă Dumnezeu, prin el sau prin alții, și mare atenție că ne dă de cele mai multe ori Dumnezeu prin alții, ne dă
tocmai ca să ne încerce și tocmai ca să primim ceea ce este bine să primim. De exemplu, duhovnicul ne dă iertare de păcate. Ce facem noi cu această iertare? Cât credem noi în ea? Exact cât ne vindecăm? Știți că erau pe stradă un chior și un șchiop. Și la un moment dat, așa, ca să facă un spirit de glumă, chiorul întreabă pe șchiop cum merge și el îi răspunde: cum se vede. E, cam așa suntem și noi. Cât credem, exact cât primim. Dacă vom crede mai mult, vom primi mai mult. Exact cum zicea Sfântul Părintele Arsenie, Dumnezeu să-l odihnească: tată, ce înseamnă aia că Ioan era cel mai iubit dintre ucenici? Adică Hristos nu iubea pe toți la fel? Ce, da, tată, mă gândesc, în zecile astea ale mele de ani de slujire, cum putea Dumnezeu să facă o așa nedreptate? Zice, dar nu e așa. Că dragostea nu ține de Hristos, ține de cel care o primește. Tată, Ioan avea vasul mai mare și Hristos le umplea la toți vasele. El avea vasul dragostei mult mai mare și îl umplea și pe lui. Și de asta ceilalți credeau că e mai iubit. Nu, îl lăsa pe Hristos să-l iubească mai mult. Ei, cam așa se întâmplă și cu darul duhovniciei. Cât credem? Credem în măsura în care am stat cu duhovnicul ore în șir să îi spovedim pe toți ceilalți din cartier sau de la guvern până la Bruxelles și înapoi? Asta rămâne din spovedanie? Sau credem că puterea fulgerului este cea cu care putem să comparăm dezlegarea duhovnicului? Și credeți că dezlegarea duhovnicului stă fix în suma păcatelor noastre și în minuțiozitatea cu care aranjăm cronologic de câte ori am bârfit, dar nu spunem niciodată că înțelegem ce înseamnă aia să bârfim și să nu mai bârfim de acum înainte? De câte ori l-am ucis pe fratele nostru cu vorba sau de câte ori i-am luat înainte unuia sau altuia? În asta constă spovedania sau dezlegarea pe care duhovnicul o dă? Fraților, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Dacă nu vă iubesc duhovnicii, vă rog eu frumos, mai căutați. Așa zicea Părintele Arsenie. Toată viața să căutăm un duhovnic până când acela ne iubește. A, și credeți că vă va lăsa rațiunea în pace? Nu vă va lăsa. Pentru că veți spune așa: da, dacă mă iubește, nu o să mă pedepsească atunci când ar trebui și cred că nu e bine. De ce să nu fie bine? De ce să judecăm noi pe Dumnezeu ca pe un părinte? V-am mai spus că și odată m-a întrebat cineva, chiar de ziua mea, cred că cu vreo 7-8 ani, cum îl văd pe Dumnezeu? Ca pe un părinte bun și îngăduitor cu copiii lui, sau pe un părinte care pedepsește ori de câte ori copilul greșește? Și am spus, omul îl vede pe Dumnezeu așa cum are relația cu el. Dacă te referi la Dumnezeu ca la un părinte, apoi să înțelegi că părintele este creat de copil, nu e invers. În momentul în care o mamă se duce să nască, copilul acela naște mama, pentru că fără copil nu există mamă. După cum fără nepot nu există bunic. Pentru că trebuie să înțelegem, revenind la relația cu tatăl, tatăl ne iubește sau ne pedepsește exact cât ne iubim sau ne pedepsim noi. Astăzi aflăm cât de mult i-a iubit Mântuitorul pe ucenici, ca venind la ei, ca să le liniștească valurile vieții. Ar fi putut să facă minuni
și după malul celălalt să-i aștepte cu o mare liniștită. Dar ce înțelegeau apostolii și ucenicii? Înțelegeau că marea e liniștită, înțelegeau că toate sunt în regulă și atâta vreme cât sunt în preajma Mântuitorului, într-un termen teologic, sunt în cărți, sunt pe lista cu personajele principale, totul e în regulă. Nu, nu, tocmai că Dumnezeu este bun cu noi, ne arată prin faptul că a ridicat valurile mării ucenicilor, ca aceștia să vadă că marea nu este o apă lină, după cum nici viața noastră nu e o apă lină mereu. Ne învață și pe noi că dacă suntem înconjurați la un moment dat de valuri înalte, adică încep niște necazuri. Necazuri, să știți că, iar îl citesc pe Părintele Arsenie, nu sunt necazuri luate din cărți sau comparative sau luate un necaz mai mare sau altul mai mic. Nu, necazul este problema fiecăruia. Problema fiecăruia este necazul cel mai mare. După cum și păcatul fiecăruia este păcatul cel mai mare. Pentru că degeaba îi spun eu despre un soi de păcate unui virtuos în respectivul domeniu, când pe el nu-l atinge cu nimic. Imaginează-ți că aș spune unui om care muncește tot timpul că cel mai mare păcat este lenea. Mi-ar întoarce spatele și a zis, bine, mersi, nu-l atinge lucrul ăsta. Bineînțeles că va crede că e un sfânt, pentru că acesta nu-l atinge. Dar unuia care stă toată ziua pe tabletă, dacă i-aș spune că pierderea de timp este cel mai mare păcat, am reușit să-mi fac cel mai mare dușman. Ei, cam așa stau lucrurile. Iubiți credincioși, totuși, Mântuitorul i-a spus lui Petru, vino. De ce? Pentru că el a cerut-o. Nu era așa pe valurile mării și a zis, știi ce, Petru, vino din barcă, hai să arăt eu cât de tare ești față de ucenicii ceilalți, să arăt eu celorlalți că Petru e cel mai tare, vino tu la mine. Nu! Mântuitorul nu ne cheamă la nebunie, asta trebuie să învățăm din Evanghelia de astăzi, ci, câteodată, îmi permis să vă spun, răspunde la nebunie. Dacă i-a cerut Petru să-i arate că este el să vină pe mare, i-a îngăduit. Ei, să știți că nu numai lui Petru îi îngăduie lucrurile astea, ci și oricărui fiu duhovnicesc care este sub epitrahilul duhovnicului și îi îngăduie să facă un salt, îi îngăduie să-și miște tot ceea ce înseamnă pregătire, tot ceea ce înseamnă stare de păcătoșenie, îi îngăduie să treacă în cealaltă etapă, în etapa de a nu mai avea păcate și a putea să meargă mai departe. Dar ce face omul? La fel de bucuros ca și Petru, se aruncă în apă. Ei, dacă când simte el că e ud la picioare, că nu mai are ceva stabil sub picioarele lui, începe să prindă ideea că este responsabil pentru umbletul acesta dezlegat într-un loc în care nu ar putea și nu are avea voie firesc să meargă, începe și gândește. Acum, să nu credeți că zicala din anii 90, noi muncim, nu gândim, trebuie să fie reactualizată. Nu. Însă, rațiunea este principalul dușman al evoluției spirituale și principalul dușman al fericirii. Știu că o să fiu acuzat, dar trebuie să vă răspund în câteva minute. Rațiunea aceasta, care întotdeauna ne face să credem că trebuie să participăm și cu mintea la tot ceea ce se întâmplă spiritual, ne duce într-o zonă gri, într-o zonă în care credința este amestecată chipurile cu știința și să vedem noi acum, bine Părinte, da mie dezlegare, dar să știi că eu dacă până mâine la Sfânta Liturghie mai săvârșesc nu știu ce păcate, dar mă mai pot eu împărtăși? Nu, Părinte, n-ai dreptate, nu o să mă împărtășesc.
N-am făcut asta niciodată și n-am să fac acum, nici de dragul matale, nici de ce zice lumea despre matale. Nu, 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 vezi de treabă, eu văd valurile mării, nu ca mata să văd așa că marea este lină. Nu, 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 eu am văzut și s-ar putea ca mata să fie o nălucă. Ei, cam așa stă dialogul interior în mintea noastră. Și atunci, de ce să nu considerăm că, de fapt, rațiunea sau gândirea noastră dusă până într-un colț în care să măture cu noi, ea, nu noi cu ea, să măture tot ce înseamnă viață spirituală, ne poate duce departe și de fericire, dar mai ales departe de Dumnezeu. Omul este aproape de Dumnezeu atunci când merge spre El pe căile pe care i le-a arătat Dumnezeu. Petru a putut să scurteze distanța între el și Hristos, mergând pe apă, ceea ce nu se face în mod firesc. Acum să nu credeți că noi suntem datori să ducem la malul mării, să chemăm pe nenea ăsta cu bărcuța, de tot ne cheamă din jumătate în jumătate de oră, că mai are două locuri în barcă și trebuie să ne ducem și noi, și la jumătatea mării să stați așa, că s-ar putea să fie Hristos acolo, să cobor din barcă, ia să văd eu câtă credință, să vedeți voi câtă credință am și eu câte putere îmi dă mie Dumnezeu. Fraților, asta se numește ispitirea lui Dumnezeu. Adică să-L punem pe Dumnezeu să ne scoată dintr-o situație. Vă duceți aminte de cel care a venit la duhovnic, că l-are pe cămilă și când s-a dus, i-a spus, părinte duhovnic, atât de mare credința mea încât mi-am lăsat cămila nelegată, neîmpiedicată. Și atunci Duhul s-a ridicat, neisprăvitule, du-te și leagă cămila. Ce l-o obiști pe Dumnezeu să aibă grijă de cămila ta? E, cam așa e cu noi. Ne ducem acum la malul mării și ce stați așa să vedeți cum pășesc stâng, drept sau să mă așez ca fachirii pe cuie. Măi copii, nu asta e mântuirea. Mântuirea este atunci când faci voia lui Dumnezeu. Dacă te cheamă Dumnezeu pe mare, te duci pe mare. Dar până nu te cheamă Dumnezeu pe mare, mergi pe pământ. A, te poate chema Dumnezeu la el, prin aer, sau cu mașina, sau cu avionul, și atunci tu zici, n-am control asupra aerului, nu pot să mă duc cu avionul. Cunosc foarte multe cazuri, să știți. Și își autoinduc niște temeri și știți că acum e să și atrage situația asta. Dom'le, când te duci cu frică în aeroport, deja încep tot felul de lucruri care nu se întâmplă decât una la un milion de zboruri. Ba întârzie, ba intră într-o zonă de trepidații de nu mai iese o oră din trei. Ba cine știe ce mai să mai întrerupe o lumină din cauze care se pot întâmpla, dar atunci când tu, având în cap că nu ai control asupra ta, parcă pe pământ ai control asupra nebunului care vine în față, atunci ce se întâmplă? Exact gândim cum a gândit Sfântul Apostol Petru. Vedem că se ridică valurile. Păi în viața asta, numai odată am văzut noi că se ridică șeful împotriva noastră. Se ridică valurile. Păi de asta sunt valuri, ca să ridice, că dacă nu s-ar ridica, n-ar fi valuri. Asta este. Și atunci, ce ne facem? Ce antidot ne-a dat Dumnezeu la toate acestea? Credința. Și revenind în chilia duhovnicului. Credința aceea că dragostea duhovnicului, coborâte din dragostea lui Dumnezeu față de noi, dându-ne dezlegare, noi trebuie să folosim acea dezlegare. Ce ar fi însemnat ca după ce i-a zis Mântuitorul lui Petru, vino, el să spună, nu, tată, nu, da, stai așa. Aici, bărcuța, cât e ea de purtată de valuri, tot e mai sigură decât valurile alea. Nu, 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 vino, coace că, nu, n-am glumit, dar acum mi-am dat seama că, gândind rațional, nu pot să merg pe apă. E, revenind la starea noastră duhovnicească, ce ne face să nu avem credința că dezlegarea pe care ne-o dă duhovnicul
este una reală și este pentru noi. Să mergem pe valurile acestei vieți, astfel încât să ne găsim liniștea. Pentru că dacă noi nu avem această convingere a dezlegării și a iubirii pe care Dumnezeu ne-o arată prin mâna duhovnicului, degeaba ne vom împărtăși chiar în fiecare zi. Pentru că starea de liniște este o stare care ține de credința noastră în liniștire, de credința noastră că Dumnezeu este Cel care ne-a chemat și mai ales că Dumnezeu însuși este Cel pe care l-avem în față și ne pregătim să ne ducem la El. Pentru că fără această credință, nimeni nu ne poate face fericiți și nimeni nu ne poate lăsa să trăim frumos. De aceea, iubiți credincioși, în această frumoasă și liniștită zi de vară, este un prilej de a merge spre casele noastre gândindu-ne la cât de mult ne iubește Dumnezeu. În momentul în care gândim așa, nu vom mai vedea răutatea de lângă noi. Da, a trăi frumos înseamnă a crede în frumos. A trăi bine înseamnă a crede în bine. A trăi fericit înseamnă a crede în fericire. Pentru că fără aceste lucruri începem să vedem curațiunea, hidoșenia societății noastre. O să începem să gândim, aoleu, aveam și o treabă la București, dar nu cum au alții să se ducă acasă după o vacanță. Dar ce mă fac, o să fie coadă până poimine dimineață. Nu o să mai vedeți lucrurile acestea. Să vă rugați Dumnezeu să n-aveți nevoie să ajungeți nici pe Valea Prahovei, nici la București în zilele următoare și veți fi fericiți. Cred că o rugăciune înălțată către Dumnezeu cu sinceritate va fi primită și aceeași sinceritate ne va fi nouă trimisă înapoi ca dar. Un dar de pace, de bunătate, chiar de bunăstare, pentru că, așa cum am spus, dacă vom merge spre casele noastre numai cu gândul că Dumnezeu ne iubește așa de mult, vom putea să traducem orice mesaj pe care, din punctul de vedere al superficialității cu care noi suntem pregătiți să judecăm lumea, ne va trimite niște răspunsuri de pace și de liniște. Uitându-vă pe străzi cât de aglomerat este, gândiți-vă că n-a fost nevoie să plecați de acasă, să fiți aici, unde alții au plecat de câteva zile și poate că numai o dată pe an, într-un weekend, își pot permite lucrul acesta. Atunci când n-aveți loc pe plajă, gândiți-vă că sunt oameni din cauza cărora credeți dumneavoastră că n-aveți loc, sunt oameni care poate au văzut marea prima dată sau pe care o vor vedea ultima dată. Și atunci, încet, încet, vom începe să deslușim că viața este atât de frumoasă cât o lăsăm noi să fie frumoasă. Este omul atât de fericit cât poate el însuși să-și permită să fie fericit. Altfel ce facem? Începem și judecăm pe ceilalți? Suntem mâhniți? Credem că ne-au luat locul în loc noi să mulțumim Dumnezeu că ne iubește așa de mult, încât locul pe care stăm este invidiat de alții? V-am spus că în ultima vreme mă frământă un singur gând: să mă străduiesc ca cei care mă invidiază să nu o facă degeaba. Este o realitate, să știți. Și chiar este un sentiment pe care trebuie să vi-l spovedesc dumneavoastră. Poate e o nebunie la început, dar vă spun, cu cât simt că oamenii invidiază, cu atât îmi dau seama nu cumva să-i dezamăgesc, nu cumva eu însumi să nu fiu în stare să văd ceea ce văd alții de mă invidiază. Și cred că am spus destul. Cred că mersul pe mare, într-o zi în care se ridică valurile, se face numai dacă te cheamă Dumnezeu. Dar să știți că sunt și situații în care provocarea este inversă. Așa cum Petru a avut curaj să spună: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe mare. Dacă și noi avem curaj să întoarcem marea aceasta în necazuri,
Orice necaz care îi se ridică în față este marea aceea pe care a văzut-o Petru din corabie. Dar dincolo de val l-a văzut pe Hristos. Așa să vedem și noi. Ni se întâmplă ceva cu noi, cu sănătatea noastră, cu ceva din jur. Atunci să știm că dincolo de acel necaz este Hristos. Doamne, dacă ești Tu, adică mă uit într-o direcție bună, dacă mă uit în direcția bună și te văd pe Tine, poruncește-mi să vin peste necazul acesta la Tine. Și atunci Dumnezeu va zice, vino. Nici măcar nu o să ne spună nebunule. Numai că trebuie să avem curaj ca până la capăt să nu ni se pară valul prea înalt, necazul prea mare, ci să mergem până la Hristos care ne îmbrățișează și să nu uităm care ne dă categoria de cel mai iubit dacă vasul nostru în care încape iubirea Lui este mare. De aceea să rugăm pe Dumnezeu ca astăzi, până în seară, să ne dea puterea de a nu mai vedea altceva decât bine și frumos în jurul nostru, pentru că dacă vom face acestea până în seară, cu siguranță că de acum înainte vom avea o viață fericită. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.